Începutul de vară aduce în România scumpiri în sectoarele comerț cu amănuntul și construcții, dar și mai multe locuri de muncă. Managerii din industrie, construcții, comerț și servicii anticipează că în perioada mai-iulie se vor mări prețurile pe fondul unor activități în dezvoltare și se va menține sau chiar se va mări numărul de salariați, arată rezultatele unui sondaj publicat de Institutul Național de Statistică. Pentru activitatea de fabricare a băuturilor se va înregistra o tendință de creștere accentuată, în timp ce pentru activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice se va înregistra o scădere. Referitor la numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate. Pentru prețurile produselor industriale se prognozează o creștere moderată în următoarele 3 luni, se arată într-un comunicat al INS. În sectorul de comerț cu amănuntul se estimează o creștere a activității economice, dar managerii spun că numărul angajaților va rămâne constant. Vor crește însă prețurile de vânzare cu amănuntul. Conform acelorași estimări publicate în sondajul INS, cererea de servicii va fi în creștere în perioada următoare. În sectorul de servicii se estimează o creștere moderată a numărului de salariați. Conform opiniei managerilor din acest sector, prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor avea tendință de creștere moderată, a mai comunicat Institutul Național de Statistică. În sectorul construcțiilor va crește și nevoia de mai mulți angajați, dar și prețurile. Asta înseamnă că se va construi din ce în ce mai mult, iar prețul noilor construcții va fi mai mare cu circa 18%.